Un bărbat din Scărișoara Nouă este cercetat pentru vătămare corporală din culpă după ce s-a accidentat. El, în timp ce efectua lucrări agricole pe un teren situat pe raza localității cu un tractor ce avea atașată o mașină de împrăștiat îngrășăminte, acesta ar fi verificat dacă tractorul mai are îngrășăminte în timp ce era în funcțiune, iar în momentul verificării ar fi alunecat și s-ar fi lovit de o piesă a acestei mașini. Bărbatul a fost transportat la Spitalul Județean Satu Mare în vederea acordării îngrijirilor medicale de specialitate, iar oamenii legii îl cercetează sub aspectul comiterii infracțiunii de vătămare corporală din culpă.